Un bărbat în vârstă de 73 de ani a încercat să intre în tribunalul Brăila având asupra sa arme albe. Acesta intenționa, potrivit explicațiilor date oamenilor de la pază, să stea de vorbă cu avocatul pentru un proces aflat pe rolul instanței. N-a reușit însă să ajungă prea departe cu obiectele periculoase pentru că a fost depistat de jandarmi aflați în postul de supraveghere a accesului în tribunal. Deși aceștia l-au întrebat de mai multe ori pe septuagenar dacă are obiecte metalice sau periculoase chiar înainte de a trece de detectorul de metale, bărbatul a negat vehement. În urma controlului corporal și al bagajului, oamenii legii au găsit în geantă o toporișcă și o seceră, iar în buzunarul pantalonului un cuțit tip briceag. Bătrânul le-a spus jandarmilor că nu a știut că nu are voie în incinta tribunalului cu obiectele respective. Am venit până la renta viatiere ca să semnez carnetul și am avut un plic cu o trimitere de aici la tribunal. Și mi-a spus, domnule, nu mai ai nimic cu noi. Dar am înțeles că m-a întrebat colegul. Ce aveți și a zis că nu aveți nimic. Păi nu, dar să și vedea. Asta să vedea în ceea de zis. Cum că n-am nimic? Se vedea poate, se vedea cu la Jandarmii au întocmit bărbatului actele de sesizare sub aspectul săvârșirii infracțiunii de port sau folosire fără drept de obiecte periculoase.